contract pentru delegare de gestiune prin concesiunea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică a municipiului Ploiești în sistem centralizat a fost semnat de autoritățile locale luni seară după ce unicul ofertant, asocierea de firme SC Gaz and Power Trading SRL și Geotherm Distribution SA, prin lider de asociere cu SC Gaz and Power Trading SRL, a fost declarat câștigător. Contractul ar urma să ajungă la o valoare totală de peste 2,3 miliarde de lei în următorii 15 ani, a anunțat luni Consiliul Județean Prahova. Până de astăzi, cred că avem doar chestii organizatorice de schimbul procesul verbal de predare primire a activelor. Urmând ca din 14 mai, ora 0, 9 operatori să înceapă livrarea de apei calde și în toamnă și a căldurii către populația din Ploiești. Sunt prognozate și investiții pe anumite considerente, rețeaua primară, rețeaua secundară, urmând ca ușor-ușor pe parcursul anului acesta să discutăm și despre ele. Sistemul centralizat din Ploiești este gestionat în comun de Consiliul Județean Prahova, care deține centrala termică de la Braz și rețeaua primară de transport și municipiul Ploiești, care deține rețeaua de distribuție. În acest an, cele două unități administrativ-teritoriale s-au asociat, înființând Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADI Termo Prahova, care a gestionat procedura de licitație.